Una dintre localitățile grav afectate este comuna Peretu, unde apa scursă de pe dealurile din apropiere a acoperit ulițele și gospodăriile oamenilor. Autoritățile au intervenit cu motopompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din sat pe terenurile arabile din împrejurim. Vă-i frică? Bineînțeles, dacă de ce sunt aici, nu sunt asta, cum să nu fie frică? Ia uite, toată noaptea stau aici. O altă localitate unde oamenii se luptă cu furia apelor revărsate ale râului Tecuci este Dobrotești, unde Viitura a pătruns în aproximativ 60 de locuințe, multe dintre acestea fiind izolate. Oamenii sunt disperați și spun că este pentru a 12-a oară în acest an când apa le inundă gospodăriile și locuințele. Ia 12-a oară de la Paști până astăzi. În 2005 am fost terminat și am refăcut cel puțin să se ia niște măsuri. Pagubele sunt cele de la anexe, câteva păsări moarte, bucătăria, două cămări, chiria asta și chiria de din interior, acolo, și mobilierul. De când a fost apa de la Paști, cu mare greutate am putut să recuperăm și noi așa cum ați văzut dumneavoastră. Și acum iarăși să o luăm din nou, dar e sezon de iarnă, ce îmi face Dumnezeu știe. E o situație foarte gravă, trebuie să facă ceva până la urmă, să se gândească și la sănătatea noastră. Peste 60 de gospodării inundate, 70 de hectare de teren arabil intravilan și teren extravilan undeva la 600 de hectare, podețe 4 inundate, poduri 7. Am făcut o comandă pentru suplimentarea numărului de motopompe. Vin 6 motopompe de la București pe care le vom trimite în zona localității Dobrotești. În comuna Tătărești de Jos, 36 de persoane au fost evacuate preventiv, fie la rude și vecini, fie în adăpostul amenajat de primărie. Râul Teleorman s-a aflat sub avertizare de cod roșu până la ora 18. Rămând valabile până joi, la ora 18, avertizările de cod galben pe râul Vedea și cod portocaliu pe râurile Călmățui, Teleorman și afluenții mici ai râului Vedea.